Rulo are 12 ani și este un roboțel cu minte și silitor. El locuiește în Ținutul Distracției, în Orășelul Mecanic. Orășelul lui nu e la fel de mare și nici nu are la fel de multe oportunități ca Trambulina, capitala Ținutului, dar locuitorii săi sunt harnici și primitori și recunoscuți în lume pentru invențiile lor. Rulo duce o viață fericită aici. El face aceleași lucruri ca toți copiii. Merge la școală, citește, se joacă pe calculator și petrece timp cu prietenii săi. Îi plac foarte mult istoria și ceasurile, ambele fiind pasiuni moștenite de la bunicul său. Acesta era un ceasornicar renumit, care îi spunea că timpul este drept, căci el nu discriminează pe nimeni. Ceasurile ne ajută să ținem pasul cu timpul, iar istoria ne amintește pe unde a trecut, spunea el. Anul acesta, Rulo a ajuns la Olimpiada Națională de Istorie, faza pe ținut, și vrea să treacă mai departe la faza internațională. Olimpiada Internațională de Istorie este un eveniment prestigios la care toți părinții își doresc să-și vadă copiii. Din păcate însă, anul acesta se pare că foarte mulți copii buni nu vor avea șansa să treacă de faza pe ținut. Și asta pentru că regulile au fost aruncate pe fereastră. Anul acesta, faza pe ținut este organizată în Trambulina, iar cele mai mari familii din capitală au decis să ignore regulamentul concursului. După ce au intimidat pe organizatorii Olimpiadei să le facă pe plac, aceștia au decis că toți copiii vor fi notați pe baza performanțelor la examen, dar mai departe vor merge doar cei aleși de un reprezentant al părinților din capitală. Cu o săptămână înainte de Olimpiadă, Rulo află de această schimbare și este revoltat. Deși este supărat, Rulo nu este descurajat. El alege să compună o scrisoare organizatorilor în care să le explice cum ar trebui să fie organizată Olimpiada. Astfel, Rulo le scrie că Olimpiada trebuie să fie organizată pe baza unor reguli generale și drepte, și nu în urma deciziilor arbitrare ale unor persoane. Olimpiada trebuie să aibă un regulament just și general și trebuie să susțină interesul general și nu pe al unui grup. Rezultatele trebuie să fie date de respectarea acestui regulament și nu de dorințele unor oameni. Doar așa Olimpiada se poate desfășura normal și performanța poate fi încurajată. Mișcați de scrisoarea lui Rulo, organizatorii se hotărăsc să revină asupra regulamentului și să treacă peste acțiunile de intimidare ale familiilor din capitală. În final, Olimpiada se desfășoară corect, iar Rulo primește ocazia de a concura cu ceilalți copii. Sunteți de acord cu abordarea lui Rulo? Cum credeți că ar trebui să fie făcute regulile pentru ca ele să fie drepte? În ce alte situații credeți că este corect ca oamenii să respecte regulile generale și juste, în loc să fie supuși dorințelor unor grupuri?